Credeți că lucrarea se poate încheia așa? Și de multe ori membrii așteaptă ca pastorul să facă lucrarea singur, ceea ce este imposibil. Este imposibil. Dumnezeu ne-a chemat pe toți să lucrăm. Mă rugam și lucram, alergam din greu, dădeam studii biblice, studiam, dar nu se întâmpla nimic. Vreau să vă întreb, vă amintiți rugăciunea Înger, îngerașul meu? Cine își amintește? Poezia Înger, îngerașul meu, să zic mai departe sau o știți? O știți. Ok, vă spun o rugăciune asemănătoare. Doamne, îți mulțumesc că ai fost cu mine noaptea asta, te rog să fii cu mine astăzi, să fii și cu soția și copiii mei, să-i păzești, să-i ajut la școală. Ajută și biserica mea, ferește-ne de orice rău, îți mulțumim, amin. Cunoașteți rugăciunea asta? Da? Vreau să vă întreb dacă, Doamne ferește, vi s-ar îmbolnăvi copilul de cancer și doctorul ar spune mare 2 săptămâni de trăit. V-ați ruga așa, Doamne, fii cu noi azi, vindecă-mi și copilul meu, ajută-mă și la servici, amin. Așa v-ați ruga? Am studiat în cartea Faptele Apostolilor și în Biblie și în Spirit Profetic și am rămas uimit, am ajuns la un verset peste care am trecut de multe ori și mi-a atras atenția într-un mod special. Adică, în capitolul 1, biserica din Faptele Apostolilor are 11 bărbați și câteva femei. Să admitem că are 15-16 membri. La sfârșitul capitolului 1 are 120 de membri. În capitolul 2, dacă vreți să verificați, este capitolul 2, versetul 41, are 3.000 de membri plus cei 120, deci 3.120. În capitolul 4 spune că s-au mai botezat 5.000 de bărbați, dar nu spune și câte soții și câți copii. Probabil că 10.000 cel puțin plus copii, bărbații, soțiile și copiii s-au fost la vreo 13.000. Plus cei 3.000 de săptămâna trecută, 16.000. 16.120. Dar cine stă să numere câte 5.000 pe zi? Să le iei adresa, să le iei numărul de telefon, e-mail-ul, să-i pui în registrul comunității? Au pierdut numărul. Așa că la sfârșitul capitolului zice că Dumnezeu a adăugat la numărul lor zilnic. V-ați putea imagina biserica mea sau a dumneavoastră să crească în fiecare zi cu 3, 4, 5.000 de membri botezați? Am stat și m-am gândit, ce s-a întâmplat cu biserica? Noi avem o biserică minunată. Iubim biserica aceasta. Avem adevărul biblic. Dumnezeu nu și-a pierdut puterea. Dumnezeu este același Dumnezeu puternic care a secat Marea Roșie. Este același Dumnezeu care i-a dat lui Avraam un copil când Avraam și Sara erau bătrâni. Este același Dumnezeu care a vorbit lui Moise. Același Dumnezeu care a înviat morți. Dumnezeu așteaptă să facă aceleași minuni. Spune că lucrarea se va încheia cu putere mult mai mare decât a început. Și mă gândeam, cu ce putere a început lucrarea? 3, 4, 5.000 de botezuri pe zi. În câteva săptămâni să ajungi de la 12 sau de la 11, să ajungi la 15, 16, 17, 18.000 de membri. Credeți că este posibil așa ceva sau nu? Da sau nu? Poate Dumnezeu să facă așa ceva? Și de ce nu face? Nu trebuie să răspundeți. Răspunsul este în capitolul 2, versetul 44. Biblia spune că erau toți împreună într-o cameră de sus și ce făceau? Răspuns greșit. Nu se rugau. Se rugau stăruitor. Spune că erau împreună și continuau în rugăciune, cum? În rugăciune stăruitoare. În rugăciune aprinsă, în rugăciune disperată. Ca Iacov, Doamne,
nu te las până nu mă binecuvintezi. Doamne, mai bine mor decât să mai trăiesc fără tine. Doamne, nu o să plec din camera asta. 40 de zile de rugăciune, în care ucenicii s-au întâlnit în camera de sus și au început o mână de oameni, 12, 13, 14, 15, câți au fost cu tot cu femei. Biblia spune că după 40 de zile s-a cutremurat locul. Au primit puterea Duhului Sfânt în măsură bogată. Și apoi spune Biblia, în capitolul 4 cu 31, versetul 31, că Duhul Sfânt a umplut locul și au început să vorbească cuvântul lui Dumnezeu cu putere. Au început să se roage cu putere, să vorbească cu putere. Până la punctul că zice, mii se botezau, întrebau, fraților, ce să facem? Și spune că chiar și preoți se botezau, cei care răstigniseră pe Iisus. Vreau să vă spun că am văzut asta. Săptămâna trecută am fost la întâlnirea Comitetului Diviziunii și era acolo la masă cu mine un preot catolic din Quebec. Și îmi spune pastorul adventist din Quebec că avea un grup mic, câțiva oameni, o comunitate de vreo 30. Și și-au dat seama că biserica moare, că de câțiva ani n-au niciun botez. Și au zis, fraților, nu mai putem să facem nimic decât să închidem biserica. Nu mai avem bani să plătim curentul, nu mai avem bani să plătim chiria, nu mai vine nimeni, cei care vin nu mai dau zecime, e biserică moartă. O închidem și ne ducem acasă. Și câteva femei mai bătrâne, frate, unde să ne ducem acasă? Noi vrem să venim la biserică. Hai să ne rugăm. S-au pus pe rugăciune. S-au rugat, dar nu s-au rugat o zi, nu s-au rugat două. S-au rugat și s-au rugat și s-au rugat și s-au rugat. Și au zis, Doamne, ce să ne ducem acasă și să închidem biserica? Nu plecăm de aici, ne rugăm până ne ajuți. Și în timp ce se rugau, unul dintre preoții catolici din zonă, care avea o biserică puternică, nu cunoscând detalii întâmplarea, dar a venit pentru niște lucruri să discute cu ei, vroia ceva de la biserica asta, nu știu exact ce, echipament sau ceva. Și a găsit rugându-se și a întrebat ceva, ce ne rugăm, de ce vă rugați? Ne moare biserica. În ce credeți voi? Păi noi credem asta și asta și asta și asta. Ia spuneți-mi. I-au dat studii biblice, s-a botezat preotul catolic, s-a făcut adventist, apoi a devenit pastor adventist și acum lucrează cu biserica lui catolică să-i facă pe toți adventiști. Dumnezeu este un Dumnezeu mare. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu mare, care vrea să ne dea lucruri mari. Vrea să facă minuni pentru noi. De multe ori noi ne ducem la El și cerem, cum cerea orbul, un bănuț. Cerem lucruri mici, îl jignim. Eram la întâlnirea diviziunii săptămâna trecută și fratele Morris a prezentat cel mai puternic studiu care l-am auzit în viața mea despre cele 10 porunci. Spunea, am lucrat o jumătate de an sau mai mult să pregătesc și cu asta, asta e studiu. Toți ascultam, am fost impresionați cu toți. Și mă gândeam, cum să iau eu studiul ăsta, că e prea scump, n-am bani să-l cumpăr, dar îmi trebuie, e nemaipomenit. Și am zis, Doamne, hai să facem un pact. Dacă Tu îmi dai CD-urile astea cu cele 10 porunci, cele 10 CD-uri, îți promit că le voi folosi pentru Tine. Dar o să le folosesc la rupere, zi și noapte, peste tot pe unde mă duc. Te rog frumos, dă-mi-le. N-o să le pun într-o bibliotecă să rămână neatinse. Promit că le folosesc. După aceea am zis, Doamne, sunt CD-urile Tale, Tu ești un Dumnezeu mare, Tu poți să mi le dai, e lucrarea Ta, de aici înainte e problema Ta. Mulțumesc că mi-ai răspuns. Și am plecat. Și mergeam pe culoar și mă întâlnesc cu pastorul Morris. Zic, doctor Morris, ce mai faci? Zic, mi-a plăcut așa de mult prezentarea ta. Zice, oh, Paul, și mie mi-a plăcut prezentarea ta foarte mult despre rugăciune. Și zice, să spun care e treaba. Zice, când te-am văzut venind pe hol spre mine, mi-a venit un gând puternic, mi-a pus Dumnezeu un gând în minte, că trebuie neapărat să-ți dau CD-urile astea. Zice, n-am decât un set la mine, ți-l dau pe ăla. Dumnezeu mi-a pus în minte că tu ai nevoie de ele. Asta e un lucru mic. Dumnezeu poate să facă lucruri mult mai mari. Vă amintiți zilele când v-ați botezat și vă rugați dimineața, vă trezeați de vreme și Dumnezeu făcea minuni?
Unde sunt experiențele acelea astăzi? Puteți să spuneți că astăzi, de dimineață, Dumnezeu v-a trezit la ora 2 sau la 3 sau la 4 dimineața și ați petrecut timp în prezența lui Dumnezeu până ați fost umplut cu Duhul Sfânt și apoi ați plecat. Și în timp ce mergeați pe stradă, Dumnezeu a făcut minunea asta, asta și asta și asta, astăzi, vineri, nu ieri, nu acum un an, nu acum 20 de ani. Și mâine din nou și poimâine din nou și în fiecare zi. Până să învăț să mă rog așa, nu se întâmplau mari lucruri în viață. Când am înțeles capitolul ăsta, a început să se schimbe și viața mea. Am plecat din Tennessee, am fost să-mi vizitez copiii, copiii noștri sunt în sud, la 12 ore de noi, m-am dus, am luat 3 zile concediu să-i văd, o jumătate de zi mi-a luat pe drum, am stat cât am stat cu ei, apoi o jumătate de zi înapoi, și niciodată nu mai plec fără să mă rog. O zi fără rugăciune, o zi pierdută. Dimineața, înainte a pleca, m-am trezit de vreme și am petrecut timp cu Dumnezeu. Și am zis, Doamne, nu vin să-ți cer nimic. Ce aș putea să-ți cer eu ție? Rugăciunea nu este ca să obții de la Dumnezeu ceva. Vin înaintea ta să văd ce vrei tu să-mi ceri mie astăzi. Te rog frumos, deschide-mi ochii să-ți servesc, să văd ce vrei tu să-mi ceri mie astăzi. Și zic, stau în prezența ta și aștept să-mi vorbești. Și ce crezi că s-a întâmplat? Nimic. Nu mi-a vorbit. Am stat în prezența lui Dumnezeu și apoi am plecat. Eram cu soția în mașină, conduceam și îmi vine un gând după o oră de condus. După o oră de condus. Acum trebuie să-l suni, și nu vă spun numele că e un pastor și îl cunoașteți, acum trebuie să-l suni neapărat. Zic, ia, sigur. Zic, tocmai trec prin dreptul lui cu mașina, dacă îl sun, suntem prieteni buni, am fost în școală împreună. Trebuie să mă abade la drum o jumătate de oră, că zice, treci pe la poarta mea, hai să mâncăm, să stăm de vorbă. Și eu trebuie să ajung acasă, că diseară am bord, am comitet. Nu îl sun. Pe loc mi-a zis în gând, mi-a zis că astăzi vrei să-mi slujești, sună-l imediat. Și am spus soției, trebuie neapărat să-l sun. Dar de ce? Dacă îl suni, ne pierdem 2 ore, stăm cu el de vorbă. Ai timp de vorbă azi? Zic, trebuie să-l sun. Dumnezeu îmi spune să-l sun. A luat telefonul și l-a sunat. Acel pastor, să-l numim X, acel pastor X, zice, eram pe genunchi de 2 ore, plângeam și ceream ajutorul lui Dumnezeu. Trebuia să plec să fac evangelizare undeva. Autobuzul la care am plătit să mă ducă la aeroport s-a stricat. Nu mai este alt autobuz 2 ore, peste 2 ore pierd avionul și mașina mi s-a stricat. N-am cu ce să mă duc. Am sunat la nu știu câți oameni, toți care știu sunt la servici. N-am cu ce să ajung la aeroport. Deci, frate, Domnul să te binecuvinteze. Hai că oprești și te iau, te duc eu la aeroport. M-am bătut din drum, l-am luat, era în drumul meu, spre casă. L-am lăsat la aeroport și am condus mai departe. Zic, Doamne, așa de mult mă bucur că mi-ai spus cum să servesc. Și conduceam mai departe spre casă și îmi vine un gând. Acum, în loc să te duci acasă, o iei spre Chicago. Zic, Doamne, m-a bat 2 ore, pierd comitetul. Ce o să zică membrii mei dacă eu ca pastor nu mă duc la comitet? Și nu m-am dus spre Chicago, am mers înainte. Și îmi vine gândul nou. Nu te-ai rugat dimineață că vrei să-mi servești? Vrei sau nu vrei? Da, dar sunt pastor angajat, îmi pierd salariul dacă nu mă duc la comitet. Și vine gândul, păi tu lucrezi pentru salariu sau pentru mine? Doamne, pentru tine. Am întors mașina, zice soția, ce-i cu tine, domne? Ce-ai pățit? Păi zic, trebuie să mergem la Chicago. Zice, cum să mergem la Chicago? Ne abatem din drum 2 ore. Zic, Dana, trebuie să mergem la Chicago. Și aș putea să continui mai departe. O viață, fraților, nu e vorba despre mine sau despre dumneavoastră. Noi suntem unelte fără putere. Noi suntem nimic. Fără puterea lui Dumnezeu nu putem să facem lucrarea lui Dumnezeu. Lucrarea lui Dumnezeu nu se face prin putere, prin înțelepciune, prin tărie. Se face prin Duhul Sfânt. Și acel Duh care s-a revărsat în ziua 50.000 cu putere de a mișca locul și s-a botezat cu miile, numai acel Duh va încheia lucrarea asta și o să mergem acasă. Până nu învățăm să ne rugăm, nu să ne rugăm, ci stăruitor. Nu se întâmplă nimic în viața mea, în familia mea și așa mai departe. Și nu trebuie să așteptăm ca lucrarea să facă comitetul sau să facă pastorul. Vreau să vă spun, nu încerc să apăr pastorii.
Vreau să vă spun că nu vă imaginați ce responsabilitate au pastorii. În construcții, dacă greșești un zid, îl repari. Cu oamenii, când ai greșit ceva și s-a pierdut viața cuiva, nu știu dacă poți să mai dormi noaptea următoare. De multe ori mă duc seara la pat și mă gândesc, puteam să mai fac ceva pentru oamenii ăștia. Nici nu știi ce să faci, că sunt atât de mulți, că nu știi ce să faci mai întâi. Un pastor nu poate să schimbe lumea. Dumnezeu așteaptă ca dumneavoastră să lucrați în via Lui. Și lucrarea de rugăciune nu pornește de la o persoană, ci pornește de la fiecare persoană și nu atunci când vă strângeți toți aici și vă rugați, ci atunci când vă duceți în cămăruță și închideți ușa și vă rugați. Lucrarea de rugăciune nu poate fi aruncată pe altcineva. E de vină sora că nu mă rog eu. E de vină prezbiterul că nu mă rog eu. Du-te, frate, în cămăruță, închide ușa după tine și roagă-te. Și să știi că dacă te rogi, Dumnezeu o să lucreze. Așa că mai bine nu te ruga. Că după aceea trebuie să lucrezi. Avram, după ce s-a rugat, a trebuit să plece. Unde? Săracul nu știa. Iosif, după ce s-a rugat, Dumnezeu l-a pus în pușcărie. Eu vă spun, mai bine nu vă rugați, că Dumnezeu lucrează, Dumnezeu răspunde. Dar dacă vă hotărâți să vă rugați în cămăruță, o să începeți să trăiți o viață de umblare cu Dumnezeu. Sora îi spune că atunci când bisericile noastre vor trăi o viață, îmi traduc din engleză, o viață de rugăciune stăruitoare, minuni se vor întâmpla ca în ziua cinzecimii și lucrarea se va încheia. Dumnezeu poate să facă minuni, credeți? Dumnezeu vrea să facă minuni. Așteaptă să facă minuni. Dumnezeu vrea să salveze oamenii din jurul nostru care mor fără mântuire. Lucrarea asta se va încheia prin rugăciune, prin nimic altceva. În momentul în care s-au rugat, spune că s-a clătinat sala, au primit Duhul Sfânt, vorbeau cu curaj și mulți s-au botezat. Deci cuvântul lui Dumnezeu a fost predicat, ei s-au unit, este un lucru mare să vezi unitate în biserică. Un loc unde nu se mai critică unii pe alții, ci se iubesc unii pe alții, se ajută unii pe alții. E ușor să judești pe cineva în jur, nu-i așa? Eu nu știu problemele noastre aici, mă bucur că nu le știu, că dacă le-aș ști, probabil ar zice cineva că vorbesc de dânsul sau de dânsa. N-am habar. Și nici n-am niciun interes să fiu blând, pentru că nu sunt pastorul dumneavoastră. N-aveți cum să mă concediați. Dacă vă supărați, e treaba dumneavoastră. Eu peste câteva zile plec și nu-mi pasă. Ideea este că rugăciunea i-a dus la unitate reală. Nu s-au dus la biserică și dacă cumva te-ai îmbrăcat nu știu cum, cineva te judecă. Chiar dacă fratele sau sora s-a îmbrăcat nu știu cum, frate, Iisus îl iubește. Roagă-te pentru el. N-are niciun rost să vorbești despre el sau despre ea. Pune genunchiul jos, Doamne, e sora mea. E sora mea, te rog frumos, Doamne, nu vreau să piară. Te rog frumos, salvează-o. Și nu te ruga un minut, că Dumnezeu a plătit cu viața. Roagă-te stăruitor. Unitate. Deci, cuvântul lui Dumnezeu a fost predicat cu putere. Doi, biserica s-a unit. Aveau tot un comun, se ajutau între ei, se suportau unul pe altul, se susțineau unul pe altul. Și mulți s-au botezat. Deci biserica a început să crească. Dar nu că unul, doi. Cu miile. Și noi ne uităm în jur și spunem, nu e nimeni de salvat, cum au spus ucenicii, nu e nimeni, aruncă foc pe ei. Și Iisus a zis, o, este seceriș din belșug și secerișul e bogat, nu sunt lucrători. S-au petrecut minuni, punctul 4, o groază de minuni, zilnic. Bolnavii erau vindecați, ați vrea să se petreacă minuni în mijlocul noastră? Vine cineva aici paralizat și să... Vine cineva aici orb? Ce, frate, sunt orb de când m-am născut, rugați-vă și pentru mine. Eram în Norvegia 10 ani în urmă și a fost un camp meeting și a venit un pastor, Gail Williams, din Georgia, din America, și vorbea despre rugăciune, o rugăciune stăruitoare. Și spunea că Dumnezeu poate să facă minuni prin rugăciune și că noi nu mai experimentăm acele minuni pentru că noi nu ne mai rugăm. Noi nu ne mai rugăm, asta este. Noi credem că ne rugăm. Noi ne rugăm, înger, îngerașul meu,
Vă amintiți? Aia e rugăciunea noastră, anemică. Și dânsul a făcut grupe de rugăciune și a început să se roage cu toți. Și a venit un om acolo, eram acolo, soția mea era acolo, erau mulți acolo, pot să vă dau o groază de nume. Mi-amintesc foarte bine toată clasa de la școala aia. Am poze cu ei. Și a venit un om paralizat, paralizat. De aici, în jos, nu folosea piciorul drept deloc, piciorul stâng îl folosea foarte rău. Paralizat de mulți ani. S-a rugat pentru el, l-a uns cu un de lemn și a plecat fără cârje. A plecat mergând normal. Eram în America, eram la școală, doctor Cluzeb, unul din profesorii mei, ne povestea în clasă despre rugăciune. Și a venit una dintre studente și a zis, am cancer. Astea sunt analizele. Mi-a dat doctorul 3 luni să mai trăiesc. Este în faza a 4-a cu metastază. E foarte grav. Era slabă. Nu știu dacă ați văzut vreodată pe cineva de cancer în ultima fază. Piele pe os. Te speriai când o vedeai. Slabă. Ne-am strâns toți colegii și profesorul, pastorul Cluze, ne-a rugat pentru ea, a uns-o cu un de lemn și atât. Nu s-a văzut nimic. Săptămâna viitoare era la școală, arăta ceva mai roșie și mai grăsuță. Peste o săptămână la școală, ceva mai bine. Și acum trăiește, n-are niciun fel de cancer. A terminat și are district. În Arizona, e pastor. S-a dus cancerul. Dumnezeu e un Dumnezeu mare. Dumnezeu poate să facă minuni. Am ajuns în district și erau 7 copii în școală, 7 studenți. În conferința Wisconsin se închiseseră 6 școli și a noastră era a 7-a să se închidă. Au zis membrii, frate pastor, hai să închidem școala. Fraților, cum să închidem școala? Să trimitem copiii noștri la școala publică să învețe cum să înjure și să învețe să fie ateiști? Nu închidem școala, fraților. Frate, nu avem bani să plătim un profesor pentru 7 elevi. Fraților, Dumnezeul meu scrie, am deschis Biblia, am psalmi și zice acolo că al meu este pământul cu tot ce e pe el. Zic, frate, Dumnezeu are tot ce e pe pământ. Așa că Dumnezeu poate să ne dea bani și ne dă și copii. Haideți să ne rugăm. S-a uitat la mine și a zis, frate, credeam că vii cu ceva mai important, nu rugăciune. Rugăciunea e prea simplă. Ce spune Sora White? Rugăciunea este mâna credinței care prinde brațul puternic, vă amintiți? Al lui Dumnezeu și dezleagă resursele cerului pentru noi. Dezleagă resursele cerului. De fraților, hai să ne rugăm. Și credeam că vii cu ceva mai important. Dar două bătrâne, zice, frate, noi putem să ne rugăm, că zice, noi suntem pensionare. Zice, când? Păi zic, hai dimineața la 5:30. Oh, așa de devreme? Au venit. Ne-am întâlnit la 5:30, am început să ne rugăm. După vreo 3-4 zile au mai venit încă un frate, după aceea încă cineva și așa mai departe. Nu mai mi-amintesc exact câți au venit. Au început să vină copiii mai mulți, mai mulți, mai mulți. În decurs de mai puțin de un an, aveam 21 de elevi, de la 7 la 21. Acum, într-o biserică română, asta n-ar fi mare lucru, dar într-o biserică americană, e o minune. O minune de la Dumnezeu. După aceea am zis, fraților, mai sunt copii, Dumnezeu mai are copii, trebuie să crește mai mult, hai să ne rugăm iar. Acum, ceilalți din comitet au prins curaj și venim și noi la rugăciune. Au venit toți. Am început să ne rugăm. Și câțiva copii din Biloit, altă localitate, și câțiva copii din Delavan, altă localitate, vrem și noi să venim la școala adventistă. Dar n-avem transport, n-avem mijloace de transport. Acum, eram într-o dilemă foarte grea. Când treci de 10 într-o școală privată, ai voie să ai un profesor. Când treci de 20, ai voie să ai 2, când treci de 30, ai voie să ai 3. În momentul în care noi aduceam mai mulți copii, ne mai trebuia un profesor. Ideea este că în America, atunci când angajezi un profesor, faci contract pe un an. Dacă noi facem contract pe un an și copiii ăia nu vin, de unde avem noi bani să plătim un an profesorul ăla care nu lucrează, nu face nimic? Dacă nu angajăm profesorul, angajările profesorilor se fac în luna aprilie în fiecare an. Trece luna asta și când începe școala în august, avem copii și nu avem profesor. Ce facem? Ne-am rugat. Și am zis, Doamne, prin credință, unii au intrat în groapa cu lei și n-au fost mâncați. Prin credință, Evrei, capitolul 11,
Unii au trecut prin ape și prin foc și nu au fost atinși. Prin credință, Doamne, prin credință angajăm un profesor. Și am votat toți și prin credință, ca orbi, am angajat un profesor. Și am zis, Domnul să ne dea banii și copiii. Dă telefon convenința, fraților, v-ați pierdut mințile. Voi nu aveți bani să vă plătiți căldura și chiria. De unde plătiți voi un profesor un an? Nu aveți copii pentru trei profesori, aveți copii de doi profesori. Aveți 21 de copii și trei profesori. Deci, fraților, Dumnezeu are copii și bani. Și eu zic, așa este, dar dacă nu reușiți, noi nu avem bani să vă dăm, noi credem că se poate, dar nu avem bani să vă dăm. Așa că să nu veniți la noi după bani, la conferință. Ok, nu venim la voi după bani. Dar acum aveam profesorul, copiii promiseseră că vin, dar niciodată nu trebuie să iei după promisiuni, dar aveam transport. Am început să ne rugăm. Și ne-am rugat așa, ne-am rugat, nu mai știu când ne-am rugat, mi se pare că o săptămână ne-am rugat în fiecare dimineață, nu mai mi-amintesc și nu vreau să exagerez. După o perioadă de rugăciune, am primit un telefon de la firma Van Galder. Firma Van Galder au autobuze pentru școli. Și a zis, uite ce se întâmplă. Noi schimbăm autobuzele, că au făcut 100.000 de maile. Și legea spune că nu poți să aibă mai mult de 100.000 de maile. Noi cumpărăm autobuze noi. Și pe ăștia le vindem cu 6.000 de dolari bucata. Dar am auzit că voi vă uitați după autobuze. Știm că sunteți o biserică mică, vă dăm o donație. Vă dăm 3 autobuze, toate 3 cu 3.000. Deci 1.000 pe autobuz. Dar tot ne trebuia 3.000. Acum, Dumnezeul meu niciodată nu mi-a răspuns mai devreme, nu știu de ce. Dar același Dumnezeu niciodată nu mi-a răspuns mai târziu. Totdeauna în ultima clipă, nu știu de ce. Și am zis, gata, le cumpărăm, dar noi nu aveam 3.000 de dolari în bancă. Dar ăia vreau banii azi. Am zis, fraților, prin credință scriem cecul. Dar nu aveam bani în bancă. Am scris cecul, am plătit autobuzele, dar probabil că mâine trebuia să ducă să ia banii din bancă și noi nu aveam bani în bancă. Deci, ne-am apucat să ne rugăm și mai tare, Doamne, ne-ai dat profesorul, ne-ai dat autobuzele, dă-ne și banii. Dimineața următoare am primit un cec de 2.500 de dolari de la un om care nu este adventist și care nu avea habar de nevoile noastre. O donație. Dar nu erau 3.000. Membrii din comitet au zis, praise the Lord, dacă am primit de la un neadventist 2.500, și sunt mulți dintre ei fără servici, foarte mulți, se pune și noi mână la mână. Au pus și ei mână la mână, s-au mai strâns 500, ziua următoare am plătit autobuzele. Dumnezeu este un Dumnezeu bun. Dumnezeu ar vrea să facă minuni zilnic. Și noi nu ne rugăm. N-am venit aici să vă blamez, să vă fac să vă simțiți vinovați. Așa fac și eu. Am zile în care mă rog și treaba merge și zile în care sunt prea ocupat și nu mă rog și nu rezolv nimic. Și am învățat să fac invers acum. Când sunt ocupat, mă rog mai tare și atunci se rezolvă mai bine. Aș putea să continui mai mult, dar am zis că o să fiu foarte scurt, că sunt obosit și aproape că mi-am pierdut vocea. Cu ajutorul lui Dumnezeu o să mai continuăm. Propun să ne oprim aici pentru seara asta. Vreau să vă spun că lucrarea lui Dumnezeu nu se poate încheia fără puterea lui Dumnezeu. Și noi nu mai putem să amânăm. Lucrarea asta trebuie încheiată. Dumnezeu așteaptă. Trebuie să mergem acasă. Sunt suflete care pierd. Dacă nu o să o încheiem noi, o să o încheie alții. Nu poți să faci pe nimeni responsabil pentru că tu nu te rogi. Trebuie ca tu personal să te duci în cămăruță și să te rogi. Și apoi tu personal să nu pretinzi ca biserica să se schimbe, ci tu personal să strângi familia în jurul tău și să te rogi. Nu rugăciunea înger îngerașul meu. Rugăciune disperată, pe viață și pe moarte. Rugăciune adevărată. Rugăciune reală. Consacrare în rugăciune. Ca niciodată înainte. Rugăciune care îți deschide cerul și să schimbe lumea. Și dacă tu nu faci asta, nu o să facă nimeni pentru tine. Fiecare o să facă pentru el. Și cei care se vor ruga, vor fi cei care vor încheia lucrarea, vor primi Duhul Sfânt și vor merge acasă. Ceilalți o să le spună, nu vă cunosc, n-ați avut timp de mine. Satana va găsi metode să ne țină ocupați, destul de ocupați, ca să nu avem timp de Dumnezeu. E alegerea noastră.